A devenit aproape o obișnuință ca tomograful spitalului județean să se strice. Grav este faptul că pentru a repara, conducerea spitalului trebuie să facă rost de câteva sute de milioane de lei, lucru ce pare aproape imposibil în condițiile în care datoriile unității spitalicești depășesc 30 de milioane de lei noi. Până când se vor găsi bani, pacienții care au nevoie de un examen de computer tomograf trebuie să se adreseze unei clinici particulare care colaborează cu spitalul județean. De gratuitate beneficiază în acest caz doar urgențele. Ieri computerul tomograf al Spitalului Județean s-a stricat, acesta este foarte vechi, din anul 2001. Urgențele vor fi asigurate de către o firmă privată care se află în incinta Spitalului Județean, cu care avem și un contract de colaborare. Tomograful Spitalului Județean este vechi de 11 ani și era folosit zilnic de zeci de pacienți. Pentru că este foarte vechi, nici piesele de schimb nu se mai găsesc pentru acest aparat medical și ar fi nevoie de achiziționarea altuia. Un tomograf nou costă aproape 100.000 de euro.